Bună ziua! Azi vă propun un exemplu de organizare a activității de învățare cu tema organizarea datelor pe suport extern. Această resursă se adresează cadrelor didactice. Activitatea se poate desfășura în laboratorul de informatică, dotat cu acces la internet și videoproiector sau online, utilizând orice aplicație care permite partajarea ecranului. Timpul total alocat va fi de 20 de minute. Profesorul va iniția la început o conversație introductivă, în scopul actualizării achizițiilor dobândite anterior. Apoi se va viziona filmul de prezentare a organizării datelor pe suport extern. Pentru prezentarea modului de organizare a datelor pe suport extern, așa cum am spus anterior, propun vizionarea filmului postat pe YouTube, a cărui link este și cel pe care îl vedeți acum pe ecran. Timpul alocat, 13 minute. Bună ziua, dragi elevi! Azi am pregătit pentru voi un material în care voi explica modul în care puteți organiza datele pe suport extern. Numele meu este Daniela Tarasă și vă invit să urmăriți această prezentare. Sunt convinsă că de multe ori ați fost puși în situația de a găsi foarte greu o informație. În continuare, veți constata că accesul la informații poate fi foarte ușor dacă știți să le organizați. Pentru a fi ușor de găsit datele pe care le salvăm pe calculator sau pe un dispozitiv extern de stocare a datelor, acestea trebuie să fie organizate în foldere, care vor purta denumiri sugestive. În interiorul folderelor putem crea unul sau mai multe foldere pe care le vom numi subfoldere. În interiorul acestora vom salva fișierele corespunzătoare folderelor respective. Un exemplu este cel din imagine. Această structură poartă numele de structură arborescentă, în care folderul școala este numit rădăcină, iar restul reprezintă ramurile. Voi prezenta în continuare și modul în care puteți crea aceste foldere, subfoldere și gestionarea fișierelor în aceste foldere și subfoldere. Voi exemplifica acum unul din modurile de a organiza informația pe calculator. Pentru aceasta, mergem la pictogramă computer, executăm clic dublu, se deschide, așa cum v-am mai explicat și în lecția precedentă. Avem mai multe partiții, voi folosi partiția D. Deja am aici un folder numit de pe stick, dar vom crea acele foldere din exemplul de mai devreme. Pentru a crea un folder, avem opțiunea din bara de meniu, New Folder, și îl denumesc școala. Accesez acest folder, îl selectez și execut clic dublu pe numele lui. În interiorul lui voi crea două subfoldere, unul numit TIC și unul numit Informatică. Voi folosi o altă opțiune de a crea folderul, și anume clic pe butonul din dreapta al mouse-ului, se deschide o listă, aleg opțiunea New, se deschide o sublistă, prima opțiune este Folder și execut clic pe această opțiune. Voi denumi acest folder TIC. Voi folosi din nou opțiunea din bara de meniu Folder, voi crea folderul Informatică. Și acum avem folderul școala, observați, pentru a reveni pe discul de am executat, clic pe local disk D. Am revenit, am două foldere, de pe stick și școala. Accesez folderul școala și am aici două subfoldere, informatică și TIC. Voi accesa acum folderul TIC și în interior voi crea alte două subfoldere. Primul, componente calculator, și al doilea, sisteme de operare. Părăsesc folderul TIC, mă întorc la folderul școala și accesez folderul informatică. Aici voi crea un subfolder numit algoritm.
ce se folderul algoritm execut un tuplu pe numele lui și aici voi crea 3 subfoldere. Primul se cheamă structura lineară. Observați că am greșit numele lui și vreau să-l redenumesc, îl selectez, execut clic pe butonul stâng al mouse-ului pentru a-l selecta. Apoi clic dreapta și aleg din lista care apare opțiunea Rename și mă duc și îl redenumesc. Acum numele este corect. Mai creez un folder, structura alternativă și încă un subfolder, structura repetitivă. Părăsesc acum folderul algoritm, mă întorc în folderul informatică. Părăsesc și folderul informatică și mă întorc în folderul școală. Și acum am pregătit pentru voi câteva fișiere cu care vom popula aceste foldere. Le găsim în zona de bibliotecă, în colecția de imagini. Voi selecta de aici toate imaginile care sunt corespunzătoare componentelor unui calculator. Și atenție, toate imaginile sunt corect denumite în așa fel încât să înțeleg ce este în imaginea respectivă. Pentru a selecta toate imaginile pe care le voi muta din acest folder în folderul componente calculator, voi ține apăsată tasta Control și cu ajutorul mouse-ului voi selecta fiecare imagine care corespunde cerinței în parte. Deci nu dau drumul la tasta Control. Și mai am de ales încă două. Observați, acum toate cele care țin de componentele calculatorului sunt selectate. Și acum execut clic pe butonul dreapta al mouse-ului. Pot să le copii sau le pot tăia din acest folder. Deci vor dispărea din acest folder, deci le voi muta. Dar aleg acum opțiunea copiere. Mă întorc pe discul D, accesez folderul școala, accesez folderul tip, accesez folderul componente calculator, iar aici va trebui să lipesc efectiv imaginile pe care am ales să le copii din bibliotecă. Și atunci execut clic pe butonul dreapta al mouse-ului și aleg opțiunea paste. Și astfel mi-am adus aici toate imaginile selectate din bibliotecă. Mă întorc în bibliotecă și acum aleg imaginile care sunt corespunzătoare sistemului de operare. Și observ aici că avem 3 imagini. Voi ține apăsată tasta Control și cu ajutorul butonului din stânga al mouse-ului voi selecta fiecare imagine în parte. Voi alege din nou opțiunea Copiere. Mă voi întoarce pe discul D în folderul Școala, în subfolderul tip, în subfolderul sisteme de operare și aici execut clic pe butonul dreapta al mouse-ului și aleg opțiunea paste. Ne întoarcem în folderul imagini din bibliotecă și voi alege imaginile care sunt corespunzătoare structurii liniare. Este una singură, este această imagine. Și acum vă voi arăta un alt mod de a face copierea ei. Am selectat imaginea cu ajutorul unui clic pe butonul stâng al mouse-ului și aleg, atenție, combinația de taste, Control, Ctrl și litera C, dar ținute amândouă apăsate în același timp. Deci Ctrl și C. Mergem apoi pe discul D. În școală, de data aceasta voi alege subfolderul informatică, subfolderul algoritm și pentru că vorbeam despre structura liniară, voi lipi imaginea aici, dar tot așa cu ajutorul unei combinații de taste și anume Ctrl și V. Ne întoarcem în folderul imagini din bibliotecă
și alegem acum imaginile corespunzătoare structurii alternative. Observăm că avem două. Cu ajutorul tastei Control le selectăm pe amândouă și acum alegem opțiunea copiere, ne întoarcem în folderul informatica în algoritm și le lipim în folderul structură alternativă. Mai avem de adus o imagine, avem una singură aici, pentru folderul structură repetitivă, pe care cu ajutorul tastei Ctrl-C o copiem, ne întoarcem în folderul informatica, în folderul algoritm, accesăm folderul structură repetitivă și apăsăm combinația Ctrl-V și am lipit și această imagine. Și acum, să recapitulăm, în discul D am creat folderul școala, care în interior conține subfolderul informatica, care conține subfolderul algoritm și aici am creat 3 subfoldere, structura alternativă, am adus 2 imagini corespunzătoare, structura liniară, am adus o imagine, structura repetitivă, încă o imagine și aici. Ne întoarcem acum în folderul școala, intrăm în subfolderul TIC și avem aici subfolderul componente calculator care conține toate imaginile corespunzătoare și denumirea acestui subfolder și la sisteme de operare toate imaginile corespunzătoare denumirii acestui subfolder. Aveți în imagine o listă a fișierelor pe care le-am salvat în subfolderul componentele calculatorului. Observați că în afară de numele fișierului, obținem informații cu privire la data și ora, tipul fișierului și dimensiunea acestuia. Toate fișierele din această listă sunt de tip imagine, dar după cum observați, în dreptul unora avem specificat imagine de tip GIF sau JPEG sau PNG. Denumirea unui fișier este formată din două părți distincte, numele și extensia. Numele fișierului poate avea o lungime de maxim 255 de caractere, dintre care litere mici sau mari, cifre sau unele dintre caracterele speciale. Extensia fișierului este dată automat de programul cu care a fost creat. Aveți aici o listă a câtorva extensii posibile pentru fiecare tip de fișier în parte. Fișiere de tip imagine, muzică, video sau fișiere de tip document. În exemplu de mai jos avem denumirea posibilă a unui fișier și am ales pentru voi structura liniară, denumirea fișierului. El poate fi de tip imagine și atunci extensia este JPEG sau poate fi și JPG sau PNG, dar poate fi și de tip document. Cele două fișiere diferă nu prin numele lor, ci prin extensia în funcție de programul în care a fost creat. Azi v-am dat ca exemplu un mod de a organiza informațiile pe calculatorul vostru. Puteți crea foldere și subfoldere pentru fiecare disciplină pe care o studiați la școală, astfel încât în interiorul acestora să salvați toate datele necesare în mod organizat. La orele de curs veți organiza datele pe calculator numai după cum vă va specifica profesorul. Până atunci, succes! După vizionarea filmului, cadrul didactic va propune elevilor să rezolve sarcinile din următoarea fișă de lucru. În primul rând vor crea în folderul în care este acces pentru elevi, pe care cadrul didactic îl va preciza pentru toată clasa, două foldere, unul cu numele prima temă și unul cu numele a doua temă. În folderul prima temă, elevul va crea un fișier cu extensia TXT pe care îl va denumi 1, și unul cu extensia docx pe care îl va denumi 2. Apoi va copia fișierul 1.txt în folderul a doua temă. Timp alocat 7 minute. Pe
La finalul activității de învățare, profesorul poate oferi explicații suplimentare la sarcinile la care elevii au întâmpinat dificultăți sau au greșit în mod sistematic.